Ar putea exista demiteri în următoarea perioadă și altor miniștri. Deocamdată știu că trei miniștri nu și-au anunțat un susținător. Domnul Câmpeanu, spre exemplu, n-a anunțat pe cine susține la Congres. Domnul Oroș nu cred că a anunțat nici dânsul. Ar putea fi... S-ar Eu nu putea cred juca că se aceste mai, nu cred posturi. Că sunt așa, e o presiune atât de mare de a fi remaniați. La domnul Nazare era și legată de rectificarea bugetară. La acei domni nu cred că există o tensiune mare legată de faptul că au anunțat sau nu susținerea unui anumit candidat. Acum o să vedem, domnul Cățu are acest atribut constituțional, însă există, trebuie să existe o relație cu partidul, pentru că altfel apar alte riscuri. Dar din ce știți dumneavoastră, a fost anunțat Ludovic Orban că va fi remaniat Alexandru Nazare? Nu a fost consultat structura de conducere a partidului. Noi ar fi trebuit să avem o discuție în Biroul Permanent Național, pentru că Alexandru Nazare cu votul BPN a ajuns ministru. Asta e. Probabil că sunt niște date pe care le are privirul și pe care noi nu le avem și a avut argumente. Astea au fost argumentele pentru a schimba pe domnul Nazare. Noi nu le cunoaștem la partid.